A oferi, a dărui, sunt cuvinte care le găsim destul de des pe paginile Scripturii. Sunt acțiuni pe care le întâlnim și noi în viața de zi cu zi. Primim și dăm. Dăm și primim. Facem asta zilnic. Însă într-o epocă materialistă, egoistă, într-o societate care este bazată tot mai mult pe consum și oamenii încearcă prin resursele lor să-și cumpere bunuri și servicii pentru a-și satisface simțurile, observăm că e din ce în ce mai rar întâlnit acest principiu de a da și în special de a da lui Dumnezeu. De aceea aș vrea să vedem câteva aspecte în această dimineață, ce înseamnă să-i dăm lui Dumnezeu, ce înseamnă zeciuiala. În primul rând, a da lui Dumnezeu trebuie să știm că este un principiu general valabil, o poruncă general valabilă. Observăm că pentru prima dată pe paginile Scripturii se spune că a dat zeciuială Avram. Înainte de a fi legea, înainte de a, ca Dumnezeu să dea legea, Avram a dat. A dat zeciuială lui Melchisedec, un preot al Domnului. Iacov la fel, a promis că îi dă zeciuială lui Dumnezeu și nici el nu a avut legea. Observăm că, așadar, acest principiu de a da 10% din ceea ce ai transcede legea. E înainte de lege. Și legea nu face decât să reglementeze un principiu general valabil, o poruncă general valabilă. O reglementează și o detaliază. Că unii ar putea spune acum, legea nu mai este, suntem sub har, de ce să mai dăm zeciuială? Nu, nu, nu. A dat 10%, a dat zeciuiala, e înainte de lege, legea o reglementează și este valabilă și azi. Și noi trebuie să dăm. Cum spuneam, zeciuiala ca și principiu nu are legătură numai cu poporul evreu, nu are legătură numai cu templu, nu are legătură numai cu leviții, cu cortul întâlnirii, nu. Și dovadă ne este Avram și Melchisedec. Înainte de a fi un popor evreu, înainte de a fi leviții, de a fi cortul întâlnirii, de a fi templul, oamenii au dat un principiu general valabil. Și zeciuiala trebuie să o privim ca un lucru care este bazat pe relația noastră cu Dumnezeu. Asta e esența zeciuielii. Un om care are o relație cu Dumnezeu, dă, oferă. Avram a fost numit prietenul lui Dumnezeu și el a dat. În Matei 23:23 spune în felul următor Iisus: Vai de voi cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Ce vrea să le spună Iisus aici fariseilor? Spune, voi nu ați văzut esența legii. Voi nu ați avut o relație bună cu mine, nu v-ați uitat la asta, ați încercat doar să bifați prin zeciuială încă un lucru pe care să-l faceți. Și spune, pe acestea trebuia să le faceți. În primul rând, trebuia să aveți o relație puternică cu mine, să vă uitați la dreptate, la milă, la credincioșie, ceea ce înseamnă esența legii. Pe acestea trebuia să le faceți, dar și pe acelea să nu le lăsați nefăcute, să nu uitați nici că trebuie să dați zeciuială. În momentul în care avem o relație puternică cu Dumnezeu, dăm. Este un principiu general valabil. Așadar, zeciuiala a fost înainte de lege, a fost reglementată de lege și este valabilă și azi. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că partea Domnului este proprietatea lui Dumnezeu. Nu întâmplător îi spunem, partea Domnului este a Lui. Se spune că un slujitor, un administrator, are două pungi. Una este a lui și una a stăpânului său. Noi ca și creștini, ca și slujitori ai lui Dumnezeu, câte pungi avem? Una singură. Întrebarea care vine în mod legitim acum, a cui e această pungă? Noi prin cântările noastre, prin ceea ce spunem, prin psalmi, spunem, toate sunt ale Domnului. Pământul, cu tot ce este pe el, este a Domnului. Da, este a Domnului. Dar credincioșia noastră, faptul că punga este a Domnului, se vede atunci când venim la biserică. Dacă ne îndurăm sau nu să luăm de acolo 10% sau mai mult
fiecare cum consideră și să-i dăm lui Dumnezeu. În Geneza ni se spune că, în Geneza 1 cu 28 și 2 cu 15, că Dumnezeu a creat totul și a dat omului să stăpânească, să supună pământul, să-l administreze, să păzească grădina și să o îngrijească. Ca și oameni am primit acest mandat de administratori ai lui Dumnezeu. Practic, să ne gândim, vine Dumnezeu și spune, uite omule, noi doi suntem parteneri. Timp de o lună și mai mult eu te ajut. Îți dau sănătate, îți dau înțelepciune, fac toate circumstanțele să fie bine, ca la sfârșitul unei luni tu să poți să obții un venit. Partea ta este să profiți de aceste circumstanțe favorabile pe care eu ți le creez, ca tu să obții acel venit. Și oare în acest parteneriat între om și Dumnezeu, cine muncește mai mult? Noi sau Dumnezeu? Dumnezeu, cu siguranță. Și atunci când obținem venitul la sfârșitul lunii, vine Dumnezeu și spune, timp de o lună, zi de zi, am muncit. Amândoi, eu și tu, clipă de clipă, am fost lângă tine. Și acum, din acest venit pe care împreună l-am câștigat, eu îți cer să-mi dai. Și nu-ți cer să-mi dai 90%, nu-ți cer să-mi dai 50%, nu-ți cer să-mi dai mai mult, îți cer doar 10%. Mai mult decât atât, Dumnezeu nu ia El punga și să facă împărțirea. Nu, ne lasă punga nouă, ne lasă la noi, ca noi de acolo să luăm și să-i dăm. Lasă în buzunarul nostru, lasă aici. Noi doar trebuie să ne arătăm credincioșia și să luăm ceea ce e al Domnului și să-i dăm. Noi doar restituim ceea ce este de fapt al Lui. Și în Deuteronom 8 cu 17 spune în felul următor. Vezi, să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Și versetul 18. Ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi. El îți dă putere să le câștigi. Nu cumva să ajungem să zicem în inima noastră că eu, prin propriile mele forțe, prin tăria mea, prin puterea mea, am câștigat acele lucruri. Nu. Dumnezeu ni le-a dat. Din mâna Lui sunt toate. Și de aceea datoria noastră este să îi dăm înapoi. Levitic 27 cu 30 spune, este pasajul în care trebuie să înțelegem că partea Domnului este cu adevărat a Lui, este închinată Lui. Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Și în Deuteronom 26 cu 13 se spune că am scos din casa mea ce era sfințit. Și un lucru sfânt este un lucru pus deoparte. Este un lucru care este de drept al Domnului. Și în cazul zeciuielii, astfel trebuie să gândim și noi. Și să mergem pe principiul promptitudinii. Se spune că dăm din cele din tâi roade. În momentul în care vine salariul, vine pensia, înainte de a plăti taxe, înainte de a face alte lucruri, 10% ar trebui să punem deoparte. De ce? Pentru că este partea Domnului. Așa o numim. Este de drept a Lui. Timp de o lună, eu și Dumnezeu am lucrat împreună. Iar acum vine momentul în care trebuie să ne arătăm credincioșia și să-i dăm ceea ce este a Lui. Iar la final, încă un gând, a da partea Domnului este o formă de închinare, izvorâtă din iubirea de Dumnezeu. În Matei 22 cu 37 spune în felul următor. Iisus i-a răspuns, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. În momentul în care iubești, dai. Spune Scriptura că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu. Ce a făcut Dumnezeu? Ne-a iubit. Și pentru asta a dat. Noi nu putem să spunem că-L iubim pe Dumnezeu și să nu dăm zeciuială. Pot să dau zeciuială fără să-L iubesc, dar nu pot să-L iubesc fără să dau zeciuială. E un principiu pe care se bazează relația noastră cu Dumnezeu. El ne-a iubit, de aceea a dat. Noi dăm. De ce dăm? Pentru că-L iubim. Trebuie să înțelegem lucrurile acestea. Relația noastră cu Dumnezeu, o relație bazată pe iubire. Și atunci, ca și formă de închinare supremă, vin și ofer. Rugăciunea mea, cântarea mea, poezia, predica, dar îi ofer și partea Lui. Darurile noastre, zeciuiala, ceea ce El ne-a oferit.
Și sunt câteva motive pentru care creștinii din ziua de azi nu dau zeciuială, doar le enumer așa puțin. Ar fi necredința. În momentul în care nu avem o relație puternică cu Dumnezeu, nu avem o relație bazată pe credință, atunci nu dăm. Ar fi frica. Ne este teamă că banii care rămân nu ne ajung. Nu ne ajung să ne plătim taxele, nu ne ajung să trăim, nu ne ajung să ne cumpărăm cele necesare. Ar fi lăcomia și egoismul. De ce să-i dau lui Dumnezeu? Doar nu știu eu ce să fac cu banii aceștia? Și ar mai fi lipsa unei învățături corecte. Dar în ceea ce privește Biserica Speranța, de câteva duminici la rând și cred că și mai de demult, se vorbește despre zeciuială. Așadar, nu există pericolul unei lipse a unei învățături corecte. Rămân celelalte, fiecare ne putem alege în momentul în care nu dăm unul din celelalte motive. Așadar, la final, aș dori să mai citesc un verset atât de frumos din Cronici, unde David spune în felul următor: căci ce sunt eu și ce este poporul meu ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce ți aducem. Ca un părinte care vine și oferă o cutie cu ciocolată copilului. Vine copilul, o desface și doar îi întinde părintelui și spune: ia și tu o bucată, că și tu mi-ai dat. Haideți să ne ridicăm la rugăciune și să fim conștienți că a da lui Dumnezeu este un dar, este un har.